Nu uita că doar pe Enable găsești cele mai bune jocuri la cele mai ieftine prețuri doar pe linkul din descriere. Salutare tuturor și bine la un nou episod, suntem aici pe Save the World și astăzi nu știu ce să fac, după cum vedeți am scăpat de scaun, nu mai avem niciun scaun efectiv, nu mai avem niciun scaun pentru că stăm efectiv, stăm mai pe scurt. Și am intrat și eu pe un Fortnite după... De fapt, n-am mai intrat de ieri. Mi se pare că ieri sau... deci astăzi e luni. Ieri a fost duminică, cred că sâmbătă sau duminică am terminat baza în nivele pe 10.0. Am avut vreo 40 level și a făcut Alex Suțu, cred că a făcut vreo 30 level până la 70. Și din două, nu. Deci ieri am făcut vreo 2 endurante. S-a făcut level vreo 80 și 8, ceva genul. Astăzi s-a făcut 97 și tot astăzi pe tutorial am făcut 103, 104 level și am făcut și 100 level pe 10.0. Deci pe toate conturile ce am avut 100, ce am avut Battle Pass-ul cumpărat, adică pe main, pe 2, pe 6, pe 8 și pe 10, oficial am cumpărat și am terminat tot ce a fost determinat. Nu știu dacă pe 8 am Battle Pass-ul terminat, nu cred. Nu prea am cum să fac pe ăla, da, să fac pe enduranțe, decât dacă Alex Suțu intră pe 8 și stă AFK, iar eu pe Xbox o să stau pe 10.0 să fac enduranța. Ce-i drept, am vreo 70 power, am Belling Health-ul aproape max, am vreo undeva la 50 strep durability pe Fortnite DB și îmi duce baza cam 25, ceea ce o să mulțumit. Sunt foarte, foarte, foarte mulțumit. Pe Save the World, pe contul meu, nu prea mai am ce să fac, după cum vedeți, nici quest-ul nu-i terminat, pentru că oricum am tot de două ori. Venture Zone nu l-am terminat nici în prima săptămână, cred, habar n-am, în câteva zile am terminat foarte rapid cu botul de Venture Zone. Ce mai e pe aici, ce s-a mai băgat, s-a băgat Ball of the Wild, ăsta mi se pare că nu l-am dat nici pe ăsta, dar mi se pare, adică știu sigur că l-am și pe ăla. Survive the Horde n-am jucat la ăsta, Slow Ball, mă, ce se întâmplă, n-am jucat la ăsta la 140 dacă nu mă înșel, și am pierdut la ultimul wave, da? Am terminat baza pe 10.0, 8.0 v-am zis o să-l vând și 4.0 la fel vreau să scap de conturi pentru că eu nu o să mă jucat așa mult Save Gold. Nu se mai bagă update-uri, nu mai am pentru ce să farmez, nu mai am pentru ce să mă lupt în afară de Banger. Când o să apare Avenger-ul pe 21 iunie 2023, atunci o să mă joc și o să fac Avenger-ul Blessed Badlands. Pentru că acesta nu cred că este ultimul Avenger sezon, dar este 15 și mă gândesc că mai ține un an. Adică ultimul sezon de Avenger să fie tot acesta, tot scrie show-ul, doar că în varianta 2024. Da, nu știu ce să zic, dacă mă voi juca foarte mult, nici știu dacă o să am timp să fac venture pentru că o să fiu clasa 8-a și na, este ok. Eu nu m-am dus la școală pentru că este grevă și m-am dus la școală de săptămâna trecută, deci nu prea am avut ce să fac. Ce am făcut așa, în special am jucat Pet Simulator, YouTubers Live și CSGO, m-am jucat pe AVP. Și cred că cam atâta. În rest, pe Save Dawn n-am mai jucat decât m-am ocupat puțin de baza de Kenivelli în 10.0, unde dacă îi mulțumesc foarte, foarte, foarte mult lui Alex Suțu pentru că el s-a ocupat de cam toată baza și l-a venit cu ideea pentru că na, a fost deștept că a ales să fac în Kenivelli. Eu nu credeam cum va ține în Kenivelli. Eu i-am zis prima dată să nu fac în Kenivelli și bă, bine că nu m-a ascultat și că a făcut în Kenivelli, pentru că nu mă așteptam să țină baza, adică totuși este baza mai mult făcută de mine. Gândiți-vă, deci am făcut 3 amplifiere și sunt a 4 amplifiere. 4 amplifiere, cred că sunt eu așa, știu. Da. Na, nu știu, deci chiar nu știu ce să zic. Eu am făcut baza aia și... Am fost destul de bine, n-am avut flexul, dar nici nu prea am ce să fac. Sincer, hai să intrăm pe Battle Royale și să selectăm noul emote, pentru că a apărut pe sus și trebuie să-mi dau gift pe 10.0. Ăsta e o chestie de România, jiggle viața mea. Nu prea am ce să scot, mă credeți? Scot marshmallow.
Never Ever. Ah, scoatem asta. O să punem Wait Audio, pentru că uitați cum sună. Adică e efectiv Love Nuant Anti, adică n-ai ce să zici. N-ai ce să zici, mă, dar am scris. De ce mi-l pune? Așa mi-l-a pus. Pune și pe favorite. Bun. Ia auziți. Așa. Ce n-am ce să fac? Deci am făcut level 200 pe ăsta, level 100 pe 2, level 100 pe 6. O să intru acum pe 8.0 să vă arăt ce level am, să văd dacă voi face ceva pe la n-am nicio bază, n-am nimica. Din nou vreau să vând 8-ul, dar parcă mi-e răuț, așa, parcă nu știu, parcă mi-e urât, mă, să nu-l dau, adică habar n-am, adică nu să nu-l dau, să nu fac o level 100 pe el, să nu fac level 100 pe el, pentru că am mai să cumpăr și prata, am vreo level 40 și pe alții avibac și e urât. Dar nici nu știu cum aș putea să-l vând, dar cred că o să scap de el cât mai repede, pentru că vă scap de contul în general. În schimb, pe Serdon nu bea mai ce să faci. N-am niciun update de făcut, de zis, habar n-am ideea că am mai dat niște metal lui Alex Suțu, pentru că nu prea mai am joc game. E, na, ce zic? Duplicatul s-a scos, din ce amintesc eu. Cam slab, dar am pe 8.0, am pe conturile astea, adică am nevoie să zic așa, adică puțin îmi pasă, mai am și alte conturi, adică nu e problemă. Băi, nu am ce să fac. Azi când un pare la mă, am 41 catichete, o să vreau să le păstrez. Nici player nu s-a mai jucat așa mult la dan, ăsta are undeva la 900 catichete, ceva de genul. Deci, na, nici știu ce top e acum tabela, nici vreau să mă uit. N-am niciun chef. O să intram pe 800 în care de apă și o să închei acest episod, pentru că n-ai ce să faci în serverul de efectiv out of content. În schimb, tutorialul, dacă te joci așa o dată pe la o lună, vedeți că chiar, nu știu, e chiar for fun. Hai să intrăm pe 8.0 în care se trebuie acolo. 8.0, level 49. Da. Uite, what? Uite, pot să iau acum V-Bucks. Ce tare, nu? Da, și vă spuneam că e ciudat, pentru că nu am nicio bază de asta și laptopul meu care este acolo în spate nu cred că mai duce pentru endurance. Adică nu că nu mai duce, dar mă scoate efectiv din joc și nu înțeleg de ce mă scoate. Nici n-am văzut shop-ul, că man, what the fuck. Deci știu că e ăla așa, băi, ceva mișto pe shop. Bă, ăsta așa mișto, dar e prea mult, dacă dăm 600, nu știu. Și mi-e urât să iau doar un schimb pentru 1500, mai bine mi-au tot pack-ul, adică na, faci combinații de combinații. Off 24 pe shop, se știe. Save the world, din nou, mult contul ăsta, dar din nou o să-l vând. Îl vând, care, dacă sunteți interesați, aveți pe... dați mesaj pe Discord sau pe Instagram. Mesajele proaste o să fie blocate. Și nu de-l blocat, o să vă dau bloc pentru că n-am chef. Așa că, da, cred că o să fac level 100, suntem în 30 mai în momentul de față și până pe 9 iunie cred că am timp, de măcar un level 90 cred că am timp. Plus că se face foarte rapid levelul, așa că o să mă bag la creație. O să vorbesc cu domnul Lăcluțu și ne băgăm la creație. Avem și opening. Avem multe chestii pe contul ăsta. Stai să dăm acum 10 la mine așa, pentru că sunt multe upgrade la mă. Și poate să ne dea mine, nu măcar trebuie dura. Nici măcar un trebuie dura una. Avem un upgrade la mă, măcar nu e legendar. Măcar un upgrade la mă, măcar un trebuie dura dacă ne dădea. Legendar, era perfect. Mă rog, cam atât a fost cu acest episod. Steve Doll de mod. Dacă o să revin. Și eu cu Steve Doll după contentul pe atunci am fost, i-am bucat așa sonor și sigur ne vei revedea la un episod.
Ciao. Va de spus am fost toată în glumă, dar timpul a trecut, era cumva am lăsat în urmă. Îmi amintesc cum eram doar visător, dar visul s-a împlinit și nu mi-a fost deloc ușor. Deloc ușor, pe bune că n-a fost. Unii o să spună că o falam mișto. Din momentul în care le-am arătat că reușesc să apară aici eu.